În fiecare an, aproape 2% din populație primește diagnosticul de hernie de disc, o afecțiune a coloanei vertebrale care provoacă uneori dureri intense și dificultate la mișcare. Mulți dintre acești pacienți consideră că operația este cea mai bună soluție, dar medicii sunt de altă părere. Programele de recuperare și îngrijirea la domiciliu sunt de cele mai multe ori primele indicații de tratament și pot salva pacientul și de durere și de bisturiu. Hernia de disc este o afecțiune care apare atunci când un disc intervertebral este lezat, iar conținutul gelatinos elastic al acestuia iese din poziția corectă. Cele mai multe hernii apar în partea inferioară a coloanei vertebrale, dar pot să apară și în regiunea cervicală. Durerile, furnicăturile sau amorțeala sunt principalele simptome. Cauzele țin în general de efortul fizic, fie ridicat, cărat, muncile care presupune efort fizic, construcțiile, de exemplu. O altă profesie des afectată de această patologie este legată de șoferii profesioniști, da? Cei care conduc mult pe mașini mari cu motoare puternice, de multe ori au și ei astfel de probleme. Posturile incorrecte, indiferent de moment. Deci dacă noi stăm într-un fotoliu cu poziție incorrectă a coloanei, atunci asigur că în timp putem avea probleme cu coloana, fie în zona lombară, fie cervicală sau în alte regiuni. De cele mai multe ori, hernia de disc se corectează cu îngrijire la domiciliu sau programe personalizate de fiziokinetoterapie. Componenta principală a tratamentului, din punctul meu de vedere, este repausul. Putem asocia foarte bine această patologie cu altă patologie osteoarticulară, ceva mai simplu de înțeles și mai ușor de recunoscut, entorsa de gleznă. Ce facem când avem o entorsă de gleznă? Am călcat greșit sau umflat glezna, ne doare. Cu siguranță nu o să o luăm la fugă. Deci facem repaus și de acolo încolo reluarea mișcării va fi lent progresivă în funcție de cât ne permite durerea care apare la diverse mișcări. Deci și pentru patologia de coloană, care este tot o patologie osteoarticulară, trebuie să gândim la fel, să avem cam aceleași principii. Există totuși cazuri când se impune intervenția chirurgicală. Când se întâmplă acest lucru și la ce complicații poate duce hernia de disc netratată, aflați la Sănătate cu Stil, sâmbătă, de la ora 11, la Prima TV.